e procentajul din toată rotația care trebuie să o facă limba. Deci dacă orarul am surprinde pentru 24 de ore, în timp ce minutarul a făcut, cât am spus, a făcut 75%, acesta face 1 pe 16 din 100%, cât înseamnă asta? Deci 100 la 100 păsit la 16 ar merge de prin 4 ar putea să spun, nu? Și face cât? Cred că mai mult. 5, 6, 6, cred. 5 ori 6, 30. Da, cred că 6. 90, nu? A, 90, da? 80, cred. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Da, și de 9. Deci simplificarea nu se poate face exact, da. Ar trebui să spună 100 supra 16. Da. Și face 4, 6 și cât am? 4 pe 16, parcă, nu? Cât rămâne rest aici? 4 și 16. Da, 4 din 16, da. Deci 6,25 ar fi. Da. Deci 6,25 din toată rotația completă. Deci cât ar face? 6,25 din toată rotația completă. Limba. Deci câtă vreme minutarul se mișcă și prinde 75% din toată rotația, orarul face doar 6,25% din rotația respectivă. Corect. Deci asta a vrut să facă autorul, dar a făcut raportarea la toată rotația completă. Cât ar dura 12 ore, nu? 12 ore la rota ar dura. Da. Repetăm încă o dată. Ce a fost aici? A fost nevoie să fac o legătură între unghiul pe care îl parcurge pentru o oră întreagă, 360 de grade, iar pentru minutar ar însemna 30 de grade. Corect. Da? Pentru ora. Pentru ora, da. Deci pentru limba care indică ora, în timp ce acesta face 360 de grade, limba care indică orarul face doar 30 de grade. Deci raportul este de 30 de grade pentru limba orară și 360 pentru asta. Și noi am mers la jumătate, pentru că de la faptul că îmi indică și un sfert și până îmi indică 45, da, trece. Înseamnă că el va face jumătate din 300, din 30 de grade, va face 15 grade. Corect. Da? Da. Deci, în clipa asta, am avut pe X-ul acela care am spus mai devreme, că este cât? 15 grade. Da. Și, acum, a trebuit să facem proporționalitatea între ceea ce înseamnă cât înseamnă pentru limba, pentru minutar parcurs, ea înseamnă 100%, dar el o parcurs numai 75%. Nu? Numai 75%, așa spun minutar. Da. Iar în timpul ăsta, cât parcurge 70%, cât la sută ar însemna parcurgerea din rotația completă pe care o va face și orarul, cât la sută înseamnă parcurgerea orarului. Păi, orarul va fi parcurs din poziția din poziția asta de aici până când am ajuns 75% aici, doar 6,25% din toată porțiunea care ar fi revenit pentru 100%. Da, 6,25%. Așa înseamnă că la același raportare trebuie să facem. Raportarea tot la întregul parcurs
Da? Dar el face, ăsta se mișcă mult mai repede, cealaltă se mișcă mai puțin. Așa. Și timp ce face atât la sută, 75% din parcurs, ăla face mult mai puțin. Corect. Nu? Mult mai puțin. Chiar nici măcar 10% nu face. Că viteza de deplasare, dacă ar fi de 10 ori mai mare, ar însemna că la 360 nu înseamnă raportat, câte am zis noi, 30 de grade, nu-i de 10 ori. Că de 10 ori 300, 30 ori 10 face 300. Nu face 360. De aceea e sub 10%. Da. E dat drumul de nou? Da. Hai să vedem. Altceva? Pe terminat numele de naturale menule, geometrie, nu mai vreți să facem algebră? Hai să vedem și la geometrie, dacă ziceți. Hai să vedem, tot a început problema, să vedem și asta. Determinat numerele naturale nenule, da, este problema 21 de la pagina 48. Și ați făcut mărimi invers proporțional. Problema 21 de la? 21 de la pagina 41, domnul profesor. 41, da. Determinat numerele naturale nenule, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, care verifică relațiile. A 5, a 4, a 5, da, a 1, a 2, a 3, a 3, a 4 și a 5, a care 4. Verifică relațiile. Ce verifică? Da. A 2 la pătrat. Cât? A 2 la pătrat. A 2 la pătrat. Este egal cu a 1, a 3. A 1, a 3. A 3, a 3 la pătrat. Da. Este egal cu a 2, a 4. A 2, a 4. A 4 la pătrat, da, este egal cu A3, A5. A5 la pătrat este egal cu A4, A1. Și, și A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Adăugăm și chestia asta, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Este egal cu 2010. Deci A2 pătrat este A1 ori A3. A3 pătrat, A2 ori 4. Deci dacă le vedem așa, înseamnă că ăsta din mijloc, nu? A2 pătrat este produsul vecinilor. Uh-huh. Deci ăsta din mijloc la pătrat este produsul vecinilor. A3 la pătrat este A2, A4. Corect. Așa, A5 la pătrat. A4, A3, A5. A5 la pătrat. A5 pătrat este A4, A4 ori A1. Deci, A4 ori A1. Și că suma asta era A1, A2. 2010. Face 2010. Să vedem o idee. Cine are o idee? Hai să ne mulțim peste toate. Tu vrei să le adunăm. Ca să le adunăm, aici apar pătrate și nu prea mă încântă. Nu. Eu zici, facem A1 în loc de A1. Ăsta în loc de A2, să zicem că e A1 ori A3. În loc de A3, să zicem că e A2 ori A4, da, A2 deja îl știm și i-ar zice să înlocuim în cea de A. Tu vrei așa pe A3 să înlocuim aici? Mm-hmm. Dar e la pătrat ăsta. Nu-l putem înlocui simplu. Ar trebui să ridicăm la pătrat pe asta și să complică. Haideți eu vă zic așa, să tragem ei și le mulțim pe toate astea. Adică astea din stânga le mulțim între ele, mm-hmm, și astea de dreapta între ele. Și atunci ar veni așa. A2 pătrat. A2 pătrat, ori A3 pătrat, ori A4 pătrat, ori A5 pătrat. Da? A2, A3, A4, A5, egal cu. Egal cu. Scrie, bă, nu? A1 ori A3. Ori A2, A4. Ori A2, A4. Ori A3, A5.
Ori a 3, a 5. A 4. Ori a 4, a 1. Și egal cu. Vedem că a 1 la pătrat este și într-o parte și în cealaltă. Deci vine a 1 pătrat. Ori a 3 pătrat. Așa este? A 3 îl văd de două ori. Da. A de a 1 l-am văzut două ori. A 1 aici, ori a 1. A 1 pătrat aici. Da. A 3 pătrat. Ori a 2 pătrat. Că a 2, nu, este o singură dată. O singură dată. A 2. A 4 e la pătrat. Ori a 4 la pătrat. A 2 ori a 4 la pătrat. Și mai este și un a 5. Și este și un a 5 singur, da? Da. Un a 5. Deci, vedem încă o dată. A 3 pătrat. Scriu încă o dată relația. A 2 pătrat. Ori a 3 pătrat. Ori a 4 pătrat. Ori a 5 pătrat. Este egal cu a 1 pătrat. Ori a 3 pătrat. Ori a 3 pătrat. Ori a 4 pătrat. Ori a 2. Ori a 5. Ori a 2. Ori a 5. Asta ar fi. Și ce observăm? A 3 pătrat avem și în stânga și în dreapta. Se simplifică. Exact. Tăiem în stânga și în dreapta, ca și în părții. A 4 pătrat avem și în stânga și în dreapta. Și a 5. Și a 1 nu avem. A 5 avem aici 2, aici 1. Tăiem în A 5 și aici pătratul. Și A 2 A 2 și pătratul său. Deci A 2 și A 5 se duce și de aici se duce pătratul. Da. Și rămâne în stânga A 2 ori A 5. A 2 ori A 5. Da. Este egal cu... egal cu A 1 pătrat. A 1 pătrat. Această relație nu ne-a mai dat autorul. Nu. O ascuns. A 1 pătrat este egal cu A 2 ori A 5. O ascuns. Este o altă relație pe care noi am găsit-o acum prin manevra asta. Așa cum spui, o ascuns-o, nu, nu vrut să o scoată la vedere, să o avem la vedere. Deci, noi adăugăm că și A 1 pătrat egal cu A 2 ori A 5. A 2 ori A 5. Acum, să vedem cum folosim A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 ca și 2010. Ne-ar interesa foarte tare să avem șir de rapoarte, spre visăm noi, și să fie suma numărătorilor, pe suma numitorilor, să facem o chestie de asta ca să putem folosi pe treaba asta, nu? Deci avem ca A1 pătrat egal cu A2 ori A5. Cum s-ar traduce asta? A1 pătrat. A1 pătrat egal cu A2 ori A5. N-am putea o scrie ca un raport. Adică A1 pe A2 egal cu A5 pe A1. Deci am putea scrie așa, A1 pe A2 egal cu A5. Da, e corect. Pe A1. Uite că zic A1 pătrat, da, egal cu A2 ori A5. Și da. De aceeași chestie. Înseamnă că la fiecare am putea face așa. Așa mă gândesc să încercăm și chestia asta. Și mai avem că A3 pătrat. A2. A2 pătrat. A2 pătrat este egal cu A1 ori A3, da? Da. Care s-ar aranja în varianta A2 supra A1. Supra A1 egal cu A3 supra A2. A2. A, și tot așa. Da. Ia să vedem și pe următoarea. A3 pătrat egal cu A2 ori A4 și de aici A3 supra A2 egal cu A4 supra A3. Și... Irina, ta înțeles? Da. Ia zici tu. A4 la A2, A2. Asta deci, A4 la A2, egal cu... A3, A5. A4, da? Da. A4 la pătrat. A2, da. A4 la pătrat, egal cu... A3 ori A5. Care s-ar traduce? Cum, Irina?
Ajungi mai repede. Care se aduce a 3 supra... A 4 supra 3 egal cu 5 Pentru că, minunat, dacă facem plusul mediul plusul extremilor, vine a 4 la pătrat, că a 3 la 5. Și avem a 5 pătrat, nu avem și pasta, care putem scrie. Da, a 5 la pătrat egal cu a 4 ori a 1. Da. A5 supra A4 egal cu A1 supra A5. A1 supra A5. Bun. Să le scriem încă o dată, să vedem dacă le putem lega între ele. Dacă rapoartele astea se pot lega, dacă găsim un raport care să ne permite să le legăm. Deci A1 pe A2 egal cu A5 pe A1. A2 pe A1 egal cu A3 pe A2. Da. A3 pe A2. A3 pe A2 egal cu A4 pe A3. Da. Și așa. Dacă le-am înmulțit membru cu membru, ce ne-a ieșit? Și membru cu membru în partea cealaltă. Deci, vedeți că aici avem 1, 2, 3, 4, 5 rapoarte, da? Sunt 5. Să ne mai vedem încă o dată să le scriu. Da, 5. Vrei să spun? Da. Deci, avem așa A1 pe A2. A1 pe A2. Egal cu A5 pe A1. Da. A2 supra A1 egal cu A3 supra A2. Da. A3 supra A2. Da. Egal cu A4 supra A3. A4 supra A3 egal cu A5 supra A4. A5 supra A4 egal cu A1 supra A5. Observăm așa că A2 pe A1 egal cu A3 pe A2. Iar A3 pe A2 se egal cu A4 pe A3. Înseamnă că eu pot continua egalitatea aici. În loc de A2 pe A1 egal cu A3 pe A2 și încă A3 pe A2 egal cu A4 pe A3, pot să continui egal cu... Da, și A4 pe A3 e egal în continuare. A4 pe A3, da? Iar A4 pe A3 egal cu A5 pe A4. Da, și A5 pe A4 e iar. A1 pe A5. Deci, rezultă că A2 pe A1... egal mai departe cu A1 pe A5, da? A2 pe A1 e A1 pe A5. Nu? Da, deci A4 pe A3 egal cu A5 pe A4, A5 pe A4 egal cu A1 pe A5, nu? Da, și deci mă duc până la A1 pe A5. Exact, A2 pe A1 egal cu A1 pe A5. Deci, egal cu puncte puncte, A1 pe A5. Dar ce ar fi să scriu egalitatea asta de aici începând? A2 pe A1 egal cu A3 pe A2 egal cu A4 pe A3 egal cu A5 pe A4, egal cu A5 pe A4 și egal cu A1 pe A5. A1 pe A5, da? Da. Bun. Și egal mai departe cu suma numărătorilor pe suma numitoarelor, nu? Da. Adică A2... 1, 2, 3, 4, 5. Deci egal adică cu... A2 plus A3 plus A4... Deci A2 plus A3 plus... A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A1. Așa, totul supra... Ia să vedem... Supra A1... Da. Plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 egal cu 1, da. 2010 pe 2010 pe 1. Bun. Și atunci mă întorc. Dacă raportul este 1, înseamnă așa, că eu pot să spun A2 pe A1 egal cu 1. A2 supra A1 egal cu 1. De unde rezultă că A2 egal cu A1?
Turma a 3 pe a 2, a 3 pe a 2, egal cu 1. De unde rezultă că a 3? Egal cu a 2. Egal cu a 2. A 4 pe a 3. A 3. Egal cu 1, de unde rezultă că a 4 egal cu a 3, da. Așa. A5 supra A4 egal cu 1, de unde rezultă că A5, A5 egal cu A4, A4 și A1, egal cu A4. Da, da, și A1 supra A5, da. A1 supra A5 egal cu 1, de unde rezultă că A1 egal cu A5. Din toate acestea rezultă că A1 egal cu A2 egal cu A3, egal cu A4, egal cu A5. Toate numele sunt egale. Deci din toată povestea rezultă că toate numele sunt egale. Și atunci ne întoarcem în suma lor. Suma era egal cu 210. Deci cum A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 este egal cu 210 și că A1 egal cu A2 egal cu A3, egal cu A4, egal cu A5. Domn profesor, a scris 210. 2010, da. Corect. Haide. Și fiindcă sunt toate egale, înseamnă că de 5 ori A1, că înlocuiesc pe A2 cu A1, pe A3 cu A1, pe A4 cu A1, deci 5 A1 egal cu 2010. De unde rezultă că A1 egal cu 2010. Și 1005. Împărțit la 5? 1005, mă. Împărțit la 5? Da. Și 5 în 20 de 4 ori? 402. 402. Deci toate numele sunt egale și egal cu 402. Ce tare! Deci A1 egal cu A2. Mai vrei egal cu A3, egal cu A4, egal cu A5 și egal cu 402, da? 402, da. 402. Mai vrei din astea? Hai să mai vedem încă poate, poate mă prind și eu de una. Hai, da. Care a fost esența? Esența a fost să obținem și raport A1 pătrat egal cu A2 ori A5, parcă așa la o, după ce am înmulțit noi acolo. Da. Și toate le-am tradus într-un alt mod, sub formă de rapoarte. Că viseam eu ce bine ar fi ca suma numărătorilor. Viseam la chestia asta. Dacă ne-am așezat, suma numărătorilor pe suma numitorilor e dat 1. Nu neapărat 210. Nici nu mai era important să vă zic. Că este același numărător egal cu același numitor. Nu? Este 1. Dar chestia asta mi-a fost foarte tare. Raportul, valoarea raportului am găsit că este 1. Și atunci, caul acela care erați voi obișnuiți, este descoperit. Și din asta înseamnă că A1 egal cu A2, A2 cu A3, A3 cu A4 și toate egale între ele. Și dacă toate sunt egale între ele, atunci în suma aceea, în loc de A2, A3, A4, am folosit pe A1 5 numere, 5 numere egale între ele. Corect. Și ne-a dat 402. Era informația importantă că a fost din condițiile de astea de aici, să sesizăm, să descoperim că toate sunt egale. Că s-a fost mesajul. Corect. Știind că au loc relațiile acelea, înseamnă că A1, A2, A1 egal cu A2, egal cu A3, egal cu A4, egal cu A5. Dacă ne spuneați de la început că sunt egale între ele, locuiam și eram... Dar ne-a lăsat așa ca să... Sigur că ne-a... Nu la nivelul unor copii. Iată, avem vizitatori, uite la lecția noastră. Păi veniți încoa! De toate, dacă nu, nu vă plânge. Da. Ia să are ne facem una din asta, de că îi place lui Alin. Da. Are foarte multe. Facem imediat, mă. Determinați numele A, B și C, știind că A și B sunt direct proporționale. Nu trebuie să te super, facem și mâine, că doar... Da, hai să facem azi algebră și mâine jos. Așa, ca să nu fie nicio supărare. Da, corect. Rămâne o jumătate de oră. Corect. Tu ai niște probleme la care te-ai gândit, probabil, și n-ai liniște. Mâine facem numai geometrie. Da, bun, ca să știu. Bine. Mama mă ia acasă, da? Ca să-mi arată geometria. Așa. Bine, bine. Deci determinați numele A, B și C, știind că A și B sunt direct proporționale cu 5 și 8. Deci e vorba de probleme. Ia scrie.
azi, 22, de la pagina 41. Bun. Deci A, B și C, determinați A, B și C, știm că da. A și B sunt direct proporționale cu da. 5 și 8. Asta e prima informație. Acum, B și C da. Sunt invers proporționale cu 3 și 2. Ia să vă cum ai scris asta. Da. Și 3A plus 2B minus C egal cu 57. Deci 3A plus 2B minus C egal cu 57. Da. S-a dat la etapa județeană de la Giurgiu. Hai da. Să vă. Da, ai scris bine. Deci aflați numerele A, B și C știind că A și B sunt direct proporționale cu 5 și 8. Cum scrieți asta? A și B direct proporționale cu 5 și 8. Cum traduceți? Nu, cum traduceți? A, B. Da, direct proporțională cu 5 și 8. Direct mulțimea 5 și 8. Mulțimea 5 și 8. B și C. B. Și C. Invers proporțională cu 3 și 2. Cu 3 și 2. Și 2. Și 3A plus 2B minus C 3A plus, plus 2B minus C egal cu 57. Asta sunt informații, da. Dar cum scriem A și B direct proporțional cu 5 și 8, copii? Zi-a. Eu. A pe B egal cu 5 pe 8 și când se invers proporțional, adică e B ori 3 egal cu C ori 2. Deci A pe B sau A pe 5 AD? Da. A pe 5 egal cu B pe 8. A pe 5 egal. A pe 5, hai să spun așa. Pe și B ori 3 egal cu C pe 2. 3B egal cu 2C. B sau 3B. 3B egal cu 2C. 2C. Și mai avem asta, 3A plus 2B. Exact, 3A plus 2B. Minus C egal cu 57. Nu te de acolo cu A pe 5. Să amplificăm cu 2 ca să ne fie acolo mai ușor cu 2A. Aha. 3 pe B să simt. A, 2A e 3A, domn profesor. Unde? A treia relație, 3A. 3A? Da. 3A plus 2B. Da. Atunci 3A. Amplificăm cu 3. Da, atunci amplificăm cu 3 și amplificăm cu 3 și iese 3A supra 15. Deci asta ar fi echivalent cu scrierea, da? 3A supra 15 egal cu? Egal cu și B cât 3? Și de acolo de unde 3B minus nu, 3B egal cu 2C scădem un B. Da, acum să lucrăm pe cea de sus, nu? Deci aici de lăsăm B pe 8? Sau da. B pe 8, da? Da. B supra 8. Și acolo unde e 3B egal cu 2C, să scădem un B? Scădem un B din ambii membri? Nu, nu, păi nu scădem un 1. Scădem un B și C. Păi nu poți să scăzi. Din aceeași egalitate, ori adun în ambii membri, ori scad din ambii membri. Păi scădem un 1. Bine, tu ai nevoie de să rămân 2B. Tu ești nevoie da, să rămân 2B. Da, 2B și un C. De asta. De asta te-am chinuit eu așa. Văd eu că te chinuit, dar uite că aici, în problema noastră... Ceva greșit. Nu, nu, nu. Te chinuit degeaba așa. E, bun. Atunci tac. Hai să ne gândim altă soluție, nu taci. Altă soluție. Deci în clipa asta, Adi, cu gândul acolo să-ți construiești 2B-ul, n-a abandonat. Totuși trebuie să, da. să vezi cum ai putea 2B. Eu aș mulți aici, și sus și jos, cu 2 ani. Cu 2 și eu la fel. Deci 2B pe 16. 16, corect. Asta-l obținem de sus. Echivalent da. Cu 3A egal, cu 2B. Aici, egal și suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci egal cu 3 ani. Plus 2B, dacă 3 ani. Până una alta. Supra 15 cu 16, supra 31. Corect. Da. Cum? Păi l-am adunat, mă. Și avem un minus C. Acum, cum faci cu minus C-ul ăla să se iese? Că e greu. Ei, da, nu ne dăm bătuți. Să ne învârtim capul, că poate vedem mai bine.
Deci trebuie să-ți apară. Acum să folosești un minus C-ul ăsta ca să-ți iasă treaba. Da. Asta vrei tu. Eu te înțeleg, dar hai să ne punem mintea, să vedem ce anume putem face. Am mai putea aranja raportul ăsta într-un alt mod? Da, 3 pe 2 egal cu B cu B pe C. 3 pe 2. 2 egal cu B pe C. Da. Sau altul, altă variantă. C egal cu 3B pe 2. C egal cu 3B pe 2. Sau pot să spun de aici că B pe 2 egal cu 3 pe C. 3. Cu C pe 3. C supra 3. Bine, Adi. Și acum? Și egal mai departe, m-aș putea merge chiar mai departe, să zic un minus și sus și jos. Minus C minus 3? Da, deci... B pe 2 egal cu minus C minus 3? Minus C minus 3, supra minus 3. Ca și cum aș fi mulțit cu... Minus 1. Cu minus 1. Mai pe a doua. Când a făcut mai pe a doua. Nu-i nimic, faceți acum. Și acum vine okay. B minus C. Dar B minus C... Supra 2 minus 3, domnul Văzută? Da. Și aici e 2 minus 3 și nu mai nu mai joc. Gata. Nu ne place, da. Altceva. B pe 2 acela... poate să fie aranjat să mulțim și sus și jos cu un 2. Deci dacă mulțesc asta cu 2 și sus și jos, bine. Egal cu 2 pe 4. Fără lume. Unde ați spus? Fără lume. E, da. Alo. Adevărat că am viat. Da, sunt într-o lecție de matematică. Sunt într-o lecție de matematică, revin un pic mai târziu. Te văd. Da. Bine. La revedere. Numai pe 2 vreți. 2B minus deci, C rămâne. Adi, ce fac? Păi aranjarea B pe 2. B pe 2. 2B supra 4. Egal cu C pe 3, da? Egal cu A, nu mai punem minus. Deocamdată, să mă întorc înapoi. Și atunci am mulțit cu 2 și sus și jos și face 2B pe 4, nu? Da. Și... dacă vrei, egal, cum spuneam, un minus și sus și jos, da? Egal cu minus C pe minus 3. Și egal mai departe, suma numărătorilor pe suma numitorilor. Și face 2B B minus C supra 4 minus 3, 1. Că era problema aceea cu... nu se putea să face scăderea. Da. Și egal cu 2 minus C. Egal cu 2B minus C. Și eu am pus mâna pe următorul lucru. Păi și gata, avem 3 ori plus 2. Deci 2B minus C, de, am așa, că B pe 2, adică B pe 2, egal cu C pe 3 și egal cu 2B minus C. Deci în loc de 2B minus C, aș putea pune fi pe C pe 3, fi pe B pe 2. În loc de 2B, 2B minus C. Și e cam gata aici, dacă suntem atenți. Păi de unde? Că mai uite, avem mă, nevoie de mai fii atent. În loc de 2B minus C pot să pun fi C pe 3, fi B pe 2. Corect. Dar am și 3A-ul. Însă 3A-ul de aici, după ce am mulțit cu 15, 3A pe 15, egal cu B pe 8. Am zis noi 2B pe 16, cu gândul să ne construim așez 3A plus 2B. Dar noi putem întoarce și să spunem așa. 3A pe 15 este egal cu B pe 8. Din prima, Miruna, de aici. 3A pe 15 egal cu B pe 8. Și aici 3A plus B. Și atunci 2B minus C. Și mai am că 2B minus C. Este egal cu, cu B pe 2. B pe 2. 2A minus C, Adi, egal cu B pe 2.
scanner cu și cu CPT, dar nu mă duc la asta. Da. Eu văd că aici am 3A pe 15. Trebuie să facem 3A plus... Deci rezultă că 3A, scoate pe 3A din... egal cu 15. Egal cu 15. B supra 8. Supra 8. Și că 2B minus C. 2B minus C egal cu B pe 2. Ce vrei mai mult când am pus totul în funcție de B? Păi și acum gata, că e 3A plus... totul în funcție de B. Da. Și acum mă duc aici. În loc de 3A ce o să punem? 15B pe 8. 15B supra 8. Plus B pe 2. Plus B pe 2. Plus B pe 2. Egal cu 57. Amplificăm a doua fracție cu 4. 4 și cu ultima cu 8. Și cu ultima cu 8. Deci cu 4 aici și cu ultima cu 8. 15 plus 4 B. Egal cu 8 ori 57. Și atunci 19 B, ai zis bine. Egal cu 8 ori 57. Și de aici rezultă că de egal cu ăsta 8 ori 57 pe 19. Și 3 acolo. Și vine 8 ori 3, 24. 24. Deci 24. Acum ne duce și am mușcat problema, e gata. Că dacă B-ul e 24... căutăm varianta cea mai mare. Păi 3 A pe 5 egal cu B pe 8. A pe 5 egal cu B și egal cu? De ne rezolvă 24 pe 8. 24 A egal cu 8, 3. 24 pe 8, 3. Și A egal cu 5 ori 3, 15. Și ce? Acum 3B egal cu 2C. Avem 3B egal cu 2C. Deci egal cu 3B pe 2. Adică ce va fi egal cu 3B pe 2, da? 3B pe 2. Și egal cu 3 ori... 24 supra 2. 24 pe 2. Și egal cu 36. Ce egal cu 36? Egal cu 36. Hai, mersi pe AB și C. Mai vedem încă o dată ieșițiul. Haide, da? Deci sunt direct proporționale. Înseamnă că poți să scrii A pe 5 egal cu B pe 8. Sau cum ai spus tu, A pe B egal cu 5 pe 8. Tot aceeași lucru. Iar sunt invers proporționale, zici bine. Dar dacă B... ziceam, în varianta mea ajungeam tot la astea sau nu? Cum? La ce variantă? Tot la numerele astea. Adică varianta că 5 egal cu... nu. Că A pe 5 egal cu... ce variantă zici tu? Că vrei să notezi cum K? Nu. N-aveai aici cum să, dacă notăm cu un K. Păi nu vreau să notez. Ba da, te-ai fi descurcat. Deci ea ți-aș fi spus așa. Și asta voi la școală de multe ori făceați. Deci A pe 5 egal cu B pe 8 egal cu un raport, un număr K, valoarea raportului. Deci scoatem că A egal cu 5K, că B egal cu 8K. Și despre ce, ca să-l găsim, ne ducem în 2C. Cu 3B. 2C egal cu 3B. Și pe B îl știm că e 8K. Da, și atunci egal cu 3 ori 8, 24K. În care împarți printr-un 2 și vine că C va fi 12K. Nu așa? Și A-ul știu funcție de K, B-ul funcție de K, C-ul funcție de K. Aflai pe K, dacă e 3. Mă duc în relația de aici. Și era foarte simplu. Mult mai simplu. Da, vei? Deci este mult mai simplu în varianta în care... nu construcția, asta a fost așa... o chestie de artizanat, dacă vreți. Dar ideea clasică ar fi fost în cazul de față. Și 3A, Adi, ce înseamnă 3A? Deci am relația 3A plus 2B minus C egal cu 57. Ce ar fi?
3A plus 2B, 3A. 5K. 5 ori 3, 15. 15K plus... 15K plus... 16K. 16K, da. Minus 12K. Egal cu 12. Egal cu 57. 19K egal cu 57. 19K. K egal cu 57. Și apoi K egal cu... K egal cu 3, parcă. 3, da. Mm-hmm. Și de aici era mai ușor. Eu așa am zis prima oară. Ba? Bă, dar ce minte? Deci nu are importanță. Important este că ne-am oprit și la varianta asta, da? Și e rapidă dacă nu o vedeți pe cealaltă. Da. Construcția de aici cu... Așa a fost mai dificilă, mai... De regulă, elevii se îndreaptă foarte repede spre chestia asta. Vă notează un raport, dacă acolo le pot elimina. Și cu acel cap vă știți repede să lucrați, dacă nu vă cer proporții derivate. Sigur că da, foarte rar să ceară cu proporții derivate. Aproape, n-are importanță, nu te poate depuncta, să ne înțelegem. Ați înțeles? Deci dacă lucrați cu K-ul ăsta, dacă zice prin proporții derivate de un profesor... Dacă insistă la asta, atunci trebuie să-l construiești. Trebuie să murim. Nu trebuie să murim, mai adunăm, scădem, împărțim, vedem cum... Am văzut acolo că avem un fel de... Nu citi care duc, mai avem. Uite, facem unul cu bomboane. Așa. Problema 27, ca să vă îndulcim. Problema 27, de la pagina 42. Un pachet de bomboane a fost împărțit la 3 copii, invers proporțional cu numerele 20, 10, respectiv 12. Deci, când notăm copiii X, Y și Z. Deci X, Y și Z, cei trei copii, plus X, Y și Z, invers proporțional, cu numărul 20, 10 și 12. Unul dintre copii observă că a primit mai puțin cu 90 de bomboane decât ar fi primit dacă același pachet de bomboane s-ar împărți direct proporțional cu numerele 0,1, 0,2, respectiv 0,3. Trebuie să aflăm câte bomboane ai încălcat. Unul dintre copii observă că a primit mai puțin cu 90 de bomboane decât ar fi primit dacă același pachet de bomboane s-ar împărți direct proporțional cu numerele. Deci s-a împărțit la cei trei copii. Corect. Deci X, Y, Z. Direct proporțional de data aceasta. Direct proporțional. Cu numerele. 0,1, 0,2 și 0,3. 0,3. Câte bomboane au fost în pachet? E o întrebare. Da. Și a doua, câte bomboane a primit fiecare copil? Da. Indicit eu. Dar asta cu 90 de bomboane nu ne folosim încă, nu? Nu. Faptul că observă chestia asta. Poate e foarte important. Poate e foarte important. Vedem. Acum o să vedem în data. Da. Haideți, copii. Ia, cine zice? Cum e direct proporțional? Ia zi-mi. Hai. Avem 20. X ori... X ori 3 ori 2 ori 20. 20 X. Egal cu 10Y și egal cu 12Z. Corect. Și egal cu 12Z, da. Pe de altă parte, X. 12, da. 12Z. Da. Hai să și mai simplificăm printr-un cât ar vrea. 2. Și ar fi că 10X egal cu 5Y și egal cu 6Z. 6Z, da. Asta ar fi una. Și ar avea X pe 0, X pe 10, X pe 1, de 0 de 1 pe 10. X supra 1 pe 10, adică 10X. Y. Așa înseamnă, 10X, da? Da. 10X egal cu... Egal cu... 20Y. 20Y. Și egal cu... Și egal cu 3... 90 pe 3. Nu. 90 pe 3, adică 30. Da, 30, da. Da? Deci 3 pe 9, 1 pe 3, 30. Deci adăugăm aici că 10X egal cu 20Y și egal cu 30.
Prezent. Acum, astea sunt relații. Deci dacă... Scădem pe a doua din prima. A spus prima dintre a doua. Așa deci dacă scădem pe prima... Dintre a doua. Dintre a doua. Eliminăm i. Mulțumim. Ce vreau? De 15 y egal cu... Nu e bine. Egal cu 0, y egal cu 0, nu se poate. Nu e bine. Deci altceva trebuie să vedem noi de aici. Mai ne uităm, dar să nu fie greșit. Deci 20x egal cu 10y egal cu 12 z e bine, nu? Că e invers proporțional. Și că x, y, z cu numerele 0, 1, 0, 2, 0, 3 înseamnă 10x egal cu 20y și egal cu 3z. Bun. Mai citesc o dată problema. Un pachet de bomboane a fost împărțit la 3 copii invers proporțional cu numerele 20, 10, respectiv 12. Da. Unul dintre copii observă că a primit mai puțin cu 90 de bomboane decât ar fi primit dacă același pachet de bomboane s-ar împărți direct proporțional cu numerele 0,1, 0,2, respectiv 0,3. Câte bomboane au fost în pachet? Câte bomboane a primit fiecare copil? Aici observăm un lucru. Deci șirul ăsta de egalități, văzându-le așa, sesizăm că... Copilul Y. Așa. A primit mai mult? Deci... el... aici, în varianta a doua, primește mai puțin. Aici primește mai mult, nu? Mai mult și acolo mai puțin. Ca să facă raportul acela. Pentru că 5 ori un număr mai mare fac 20 mulțit cu același lucru, să fie egalitate. Da. Egalitatea e de aici tradusă. Deci, Y-ul se sesizează. Da? Y-ul se sesizează că el, în prima variantă, a primit mai mult. Nu? Mai mult a spus. Mai puțin. Mai puțin. Deci Y-ul a primit mai mult. Unul dintre copii, zicem că Y-ul, observă că a primit mai puțin cu 90 de bomboane decât ar fi primit dacă același pachet de bomboane s-ar împărți direct proporțional. Am primit mai puțin. Oare el observa asta? Y-ul? Că în prima împărțire, văzând egalitatea asta, trebuie să aibă mai multe bomboane. Păi da. Înseamnă că e Z-ul. Atunci Z-ul. Da. Nu? Aici. De 6 ori Z-ul. Aici sesizăm că Z-ul. 6 mulțit cu ceva, e mai puțin decât 3 mulțit cu... da? 3, Z-ul ar fi mai mult aici ca să ajungă la nivelul celuilalt. Păi da. Și atunci el... acolo el a sesizat. El a sesizat. Z-ul sesizează că primește... cu 90 mai puțin. 90 mai puțin. Și între 6 și 3 e dublu, nu? Da. Deci... dacă primești Z-ul mai puțin cu 90, înseamnă că raportul de aici este de 90, nu? La aici valoarea raportului este de 2 ori. De 2 ori 3Z egal cu 6Z. Da? 2 de 2 ori 3Z egal 6Z. Și de 2 ori, de 2 ori 90
Deci, înseamnă că 90-ul ăsta reprezintă dublu cui. Deci, unul dintre copii, deci după ce face direct inversul proporțional, deci un pachet de bomboane a fost împărțit la 3 copii invers proporțional cu numele 20, 10, respectiv 12. Perfect. Unul dintre copii, în momentul ăsta, sesizează că a primit cu 90 de bomboane mai puțin decât ar fi primit dacă același pachet de bomboane s-ar împărți direct proporțional cu numerele celelalte. Deci, el Z-ul vede asta. Deci unul, da, de sus, da. În momentul în care vedem că șirul ăsta de egalități s-ar lega și la Z este problema, da. Sesizăm că al treilea copil observă că a primit mai puțin, cu 90 de bomboane. Decât dacă ar împărți așa. Exact, exact. Aici, cele 90 de bomboane reprezintă raportul acesta. Deci Z-ul ar însemna dublu. Deci 180 de bomboane ar primi Z. Deci 180 de bomboane. Ce fac acum? Mai speria mai mai așa. 3 ori 10, deci aici trebuie să vedem legătura urgentă. Aici trebuie să vedem. Deci, de 3 ori, 6 ori, cât o primite el, din coace de 3 ori Z-ul, înseamnă o diferență de 90 de bomboane. Ce zici? Așa trebuie să vedem. Din între cât o primit aici și o primit aici, 3Z, deci 6Z minus 3Z, diferența dintre cele două situații, deci 6Z minus 3Z, egal cu 90 de bomboane. De unde 3Z ar face 90, adică Z este egal cu 30 bomboane. Deci Z-ul primește 30 de bomboane. Și atunci mă pot duce și aflu cât au primit X, Y și Z. Pentru că 5Y egal cu 30. Deci 5Y este egal cu 6 ori 30, 180. Și atunci Y va fi egal cu 180 împărțit la 5. La 5 și face 36. Iar 10x egal cu 180 și x egal cu 18. Deci primul primește x-ul 18 bomboane, y-ul primește cât a zis 36, iar z-ul primește 30 de bomboane. Ce întrebare era? Cât o primit fiecare sau care? Da. Era... Și câte bomboane erau în total? Câte bomboane au fost în pachet? Păi. Și câte bomboane a primit fiecare copil? Adică trebuie să adunăm 18 cu 36 și cu 30. Ne dă 96 odată și cu 18 100... Nu, aici dă... copilul ce 190 de bomboane, copilul a 114, copilul de 228. Deci, copilul ce? Deci, adică așa, A Z. Supra 1 pe 20, egal cu B supra 1 pe 10, egal cu C supra 1 pe 12. A supra 1 pe... A, B și C acolo, la prima relație. A supra 1 pe 20, invers, 20A. Da. Ei, bine, i-am notat așa, A supra 1 pe 20 egal cu B supra 1 pe 10 egal cu C supra 1 pe 12 și egal cu suma lor.
S supra 14 pe 60. Și de aici a arătat așa, că A egal cu 3 de S. Deci el, autorul merge și spune așa. Da. Că X supra 1 pe 20, atenție. X supra 1 pe 20. Egal cu Y. Y supra 1 pe 10. Și egal cu Z supra 1 pe 12. Z supra 1 pe... Și egal cu suma lor, S. 1 pe 12. Și egal cu suma lor... S supra... Au făcut numitorul comun și a dat 14 pe 60. 14 supra 60. O dată. În directa proporționalitate are așa, că X supra 1 pe 1 pe 10, nu? Și acolo l-ai scos pe X. X egal cu 3 S supra 14. Din, primul, din X supra 1 pe 20. Bun, bun. Dar vreau să spun și cea de-a doua relație. A, și cea de-a doua relație, el merge cu alte necunoscute. Merge cu necunoscute diferite, domnul profesor. Păi, dar de ce nu? Păi, haideți să vă zic. Deci, zice, de aici, deci el merge cu A, B și C la prima relație și da. Zice că îl scoate de acolo pe A. Ca am înțeles. 3 S pe 14 pe B, ca fiind 6 deci, S pe 14. De aici găsește că X supra 20 sau 20X, da. Hai să zicem așa, 20X, ce se întâmplă? Egal cu S supra 14. Deci egal cu S supra 14 pe 60, nu? Adică sau 60 supra 14. Da. Simplificăm pentru un... Din 20 chiar. 20 și atunci X egal cu 3S. Supra 14. Supra 14. După aceea scoate pe Y, ca 6 este pe 14. 6 este pe 14. Și Z egal 5 este pe 14. 5 este pe 14, da. Și? După aceea zice așa, o ia pe a doua relație. X supra 1 pe 10 egal cu Y supra 1 pe 5 și egal cu Z supra 1 pe 3. Dar tot aceleași X, Y, Z. Numai că sunt ABC, a fost prima variantă și tot ABC și în varianta a doua. Sunt alte... Au da, alt... deci A, B, C la prima și X, Y și Z la a doua. O ia. X supra 1 pe 10. X supra 1 pe 10. Și egal cu Y supra 1 pe 5. 1 pe 5. Și egal cu Z supra 1 pe 3. Z supra 1 pe 3. Hai să zicem noi A, B și C acum, ca să mă strângem. Zicem noi invers, da. A, A, B și C. B. Și egal cu suma supra 19 pe 30. C supra 1 pe 3. 1 pe 3. Și egal cu suma supra 19 pe 30. Yes, da, da. Supra 19 pe 30. De unde rezultă că X este egal cu 3, S supra 19. A, nu. Adică la noi. A egal cu... A egal cu 3, S supra 19. B, B egal cu 6, S supra 19. Și C egal cu 10, S supra 19. C egal cu 10, S supra 19. S supra 19. Deci a făcut asta. Și observă că A este mai mare decât X. A adică la noi X mai mare decât A. La noi invers. X. X-ul e mai mare decât A. Dacă se bate la 14. Da. Da? Y-ul e mai mare decât B. X-ul e mai mare decât A. Y-ul e mai mare decât B. Și Z-ul e mai mic decât C. Z-ul este mai mic decât C. Da. Din ce motiv? Dacă ne uităm la Z, avem de comparat fracțiile 5 pe 14 cu 10 pe 19. Da? S-ul se duce cu S când ne comparăm. Și dacă mulțim cu 2 ca să ajungem la numărătorul același, 10 pe 28 10 pe 28 față de 10 pe 19, Z-ul este mai mic, e pe 28. Da, da, decât față de ce? Da. Așa. Și aici, A egal cu 114, după aceea. A, adică X-ul egal cu 214. Știți că noi am notat invers. X-ul egal cu? 114. Y egal cu 228. Și Z minus C egal cu 90. Suma. Suma Z. Zice că 532. Le-a scos de undeva. Z minus C egal cu 90. 90. Pentru că... Vedeți, ei au pus Z minus C la noi. Nu e Z minus C la noi. E că noi am făcut invers, domn profesor. A, așa. Noi am ce rezultatul. Z, de aici am zis că este... Noi ne-am pus invers necunoscutele. Da. Și cred că e C, C minus Z. Z. E cel mai mare. Da. C minus Z. Da. C, mai, C minus Z. Da. C minus Z este egal cu 90.
și da. Suma e 532. Dar de ce x egal cu 114, y egal 228, ce minus z? Ce minus z am înțeles de ce este 90. Copilul ăla care a primit al treilea, cum am sezat și noi, primește mai puțin. Și cât e suma? Și suma 532 și C-ul 190. Suma fiind 532, cred că a scos-o dintr-un raport de undeva. X mai mare decât A, Y mai mare decât B și trebuie să găsească X și Y de aici. X și Y. X mai mare decât A. 3 este pe 14, e mai mare decât 3 este pe 19. Asta e clar, așa este. Să vedem altă. De unde scoate el pe X-ul și Y-ul? Da. Că C minus Z, am înțeles de ce vine 90. Și suma. Și suma o găsește imediat, 532. Ia spune. 532. Deci relațiile am avut și noi scrise. Puteam merge în aceeași idee cu A, B, I sau X și Y. Le adunam numai... și noi, făceam derivate acolo, X plus Y plus Z, adică suma. Da. Și făceam și noi suma la ele, nu era o problemă. La fiecare raport, nu? Da, deci nu am deloc legătură cu, decât aici, 10X, 10X, restul. Deci, în momentul în care noi am făcut simplificarea acolo prin 2, 20x egal cu 10y egal cu 12z, am adus-o la 10x egal cu 5y egal cu 6z. Și cealaltă este 10x egal cu 20y egal cu 3z. Sesizăm și noi, aici este chestiunea care ne pune în dificultate. Dar... X plus Y plus Z și egal, dacă îți spunem aici egal cu din șirul ăsta de la parte egal cu un K 10X plus 5Y egal 6Z egal cu un K, același K trebuie să fie și aici. Și atunci X-ul va fi egal odată în varianta K pe 10, Y cu K pe 5 și iarăși 20 Y egal cu K acela e de 4 ori. Deci hai să vedem de aici cum aranjăm așa. 5Y egal cu 6Z și 20Y egal cu 3Z. Ce-ar însemna acum? Aș putea aranja Y supra 6 Y supra 6 egal cu Z supra cine? Y pe 6 egal cu Z pe 5. Și pe de altă parte, Y pe Y supra 3 egal cu Z Y pe 3 egal cu Z pe 20. Y pe 3 egal cu Z pe 20. Dacă mulțim totul aici printr-un 2, 1 pe 2, se întâmplă că avem Y supra 6 egal cu Z supra 20. Supra 40.
Deci y pe 6 pe altă parte egal cu z pe 5. Să scoatem de acolo egal cu k și scoatem facem pe z funcție de k și pe y funcție de k și pe x ne întoarcem acolo și vii tot într-un k. Și suma x plus y plus z egal cu s, nu știu s-ul. Dar diferența acolo trebuie să fie. S-a dus o oră. Oprim și mai analizăm mâine. Am